Microfoanele mai încet, uite. Foarte importantă și foarte dificil. Dar și unde că nu era prima repriză, nu era mulțumit președintele, deci făcut din prima repriză. Da, nici noi, pentru că tot am mai văzut, nu am jucat bine, am intrat un pic așa apact, dar priză două echipă a intrat foarte bine și am meritat viitoare. V-a ajutat adică să vă dați drumul? Da, ne-a ajutat pentru că a prim gol, dar așa s-a întâmplat la fotbal, adică jucă foarte bun, mie îmi place foarte mult, dar s-a întâmplat. L-ai consolat după meci, a fost supărat, l-ai vorbit cu el? Da, am vorbit cu eu, era un pic supărat, normal, asta, da, m-am zis, se întâmplă la fotbal. A fost în vestiar, a vorbit cu voi, a fost să vă vorbim? Nu. A fost un pic de debut de nu seara de vestiar, mai mult decât înainte de meci. Sper să fie un match frumos ca un derby, dar sper să câștigă Steaua. Asta doresc. Se simt deja emoțiile pentru voi pentru sâmbătă când ai jucat cu Steaua? Nu, meciul ăsta n-a trecut deja. Acum așteptăm un meci cu Dinamo și cu Steaua. Trebuie să fie emoții la Dinamo. Meciul ăsta că... de aseară l-ai văzut? Da, am văzut. Steaua a jucat foarte bine. M-a plăcut. Cine e în avantaj în partida dintre CFR și Steaua? Eu zic că Dinamo, pentru că Dinamo... Eu întreb? CFR și Steaua. Ah, CFR și Steaua. Nu știu, bă, o meci grea, pentru că Steaua e echipă foarte bună. Noi la momentul cea mai bun, dar oricum, Steaua. Și între Dinamo și Steaua? Cine? Între Dinamo și Steaua, Dinamo acum, în momentul ăsta, e mai bun ca Steaua. Deci, m-a spus să fac așa un meci bun? Da, mă așteptam, pentru că Bazuia e acasă, joacă foarte bine, o echipă foarte bună și mă așteptam. Vei juca pentru prima dată pe Național Arena. Aștept să vezi cum e nou stadion? Da, aștept. Chiar sunt curios să văd cum e nou stadion. Am văzut numai la televizor. Sper să văd. Mai aproape de titlul de campionă de toamnă, CFR-ul? Da, mai aproape pentru că am câștigat, dar va fi foarte greu, pentru că Dinamo e o echipă foarte bună și o echipă care joacă bine. Nu depinde de noi, depinde numai de ei. Capitanul ăsta va redeveni golgeterul? Da, capitanul este un jucător foarte bun, a demonstrat și la Steaua că e un jucător golgeter. Dar aici a avut mai puține șanse, dar acum a început să joace și eu. Mersi.